Salutare toată lumea, bine v-am fraților la un nou episod de CSGO Legit The King dintr-o nouă serie. Da, deci o să facem Legit The King cu cheat-uri gratis. Am văzut că mi-a scris foarte mulți dintre voi și în comentarii și acolo la comunitate unde v-am întrebat cu ce cheat-uri vrei să joc. Mi-a zis să joc cu 420 cheats. Uite, ăsta e cu ăsta joc acum. Deci ăsta e joc cu versiunea gratis și o versiune plătită. O să vă las toate linkurile în descriere. Nu-l promovezi sau ceva. E pur și simplu, v-am zis, o să fie o serie în care o să joc cu diverse cheat-uri gratis și o să vi le prezint și o să vă zic cam în cât timp am luat ban. Momentan pe jocul ăsta joc de vreo 2 ore cu hack, am jucat să fac rank 2, m-am mai jucat eu așa un pic pe servere și ăsta e primul competitiv pe care îl joc și eu am să vă anunț în fiecare episod cum a decurs totul și dacă mi-am luat ban sau nu. Hai că vin băieții pe aici. Aimul la pistol nu prea merge că trebuie să ții o tastă apăsată, trebuie să-mi pun eu pe altă. A, a mers un pic, o zbura ținta parcă un pic. Trebuie să-mi pun eu pe altă tasta aimul, că nu prea e pus bine aimul și nu prea merge. Dar mă descurc runda asta. Sau hai să schimb, dar nu, hai că schimb repede. Aimbot key pe alt. Unul mor. Ăsta aici n-am folosit aimul. Mamă, ce obvious joc să mor eu. Bye, și am zis că nu joc obvious. Uai, nici aici n-am folosit aimul. Păi ești nebun? N-am folosit aimul aici. Deci n-am apăsat altul, am pus pe alt sau e tot pe click oare. Pot să jur că nu l-am pus pe click. Mamă, coaie, ce țipă ăștia. Deci chiar n-am folosit aimul aici. Ah, fuck. Bă, n-am știut. Dar de ce vorbesc așa? Oh, man, you are gay or something? Am întâlnit un rec de la ăștia. Eu o să încerc să joc. Momentan joc doar cu... Mamă, vin ăștia să moară, baby. Gata. Să moară. Mamă, să-mi bat pe ceva. Bă, ești nebun. Merge super șmechir aimul, să mor eu. Coaie, cum naiba merge aimul așa? Bă, deci voi vedeți ce smooth e aimul la cheat-ul ăsta, care e gratis, nici măcar n-are silent time. Deci e super smooth aimul, să-mi bat picior, nu așteptam, dar păcat că e doar pe cap, deci la 420 cheat-ul aveți aimul doar pe cap. Nu cred că puteți să schimbați, dar la versiunea gratis, bănuiesc că cea cumpărată e diferită. Aimbot key, ia să vedem. Da, e pe alt. Deci o să-i dau click la ăsta, că... Aolo, coaie, n-am chef de ăștia să-mi bat piciorul. Nice. Nice, uite, merge destul de smooth aimul. Chiar îmi place. Ah, fuck, m-a luat, mi-a dat one tap cu digger-ul. Mă rog, one tap, mi-a dat în corp. Chiar îmi place cum merge aimul. Deci am tot 7 kill-uri. A luat ăla assist-ul, am luat assist-ul. Ba nu, cred că eu l-am omorât, aveam 6 înainte, cred că. La cine trai? Mamă, coaie, it's right, man. Hai să văd ce au de gând ăștia să facă. Eu am de gând să câștig meciul ăsta, nu știu de ei. Wow, cum l-am luat pe la coaie să-mi bat piciorul. Bine, dacă mi-au overwatch nu se pune ca vac ban. Deci dacă mi-au overwatch nu o să se pună ca și cum i-am luat perete. Nu prea merge la one-tap-uri ăsta. Nu prea. Nu prea merge la one-tap-uri. Ah, fuck. Last one behind, man. It's not... Right, left, sorry, left. Nice, good job, man, good job. Nu prea merge la one-tap-uri, pentru că n-are silent time și trebuie să-i se ducă ținta pe cap. De-aia e cam complicat să joci cu cheat-ul, dar eu tot cred că e un cheat decent, având în vedere că e gratis. Deci dacă vrei să te distrezi pe un con gratis, să-l crești în rank, acum o să vă zic cum merge cu securitatea după câteva zile, când o să văd dacă o să-mi iau ban sau nu, dar momentan văd că nu mi-am luat ban, aș pe tipul. Boss, ești mort? Hai zici mai zi, băieți. Și ăla e mort. Și ăla e mort. Băi, ești nebun ce le fac cu cheat-ul ăsta free, frate. Ți-i denorocesc cu cheat-ul ăsta să-mi bag piciorul, frate. O să joc legit, n-o să bag. Mamă, ce nu mi-a ieșit asta. Deci nu mi-a ieșit deloc chestia asta. Mori. Nice, good job, man, good job. Nice, mai bot. Aștept aici, one tap le dau, fan. Joc la one tap cu ăsta, coaie, fii atent. Unu mort. Doi morți. Coaie, am jucat la one tap cu ăsta și n-am folosit aimul, n-am apăsat altul, că n-am vrut să sară ținta sau ceva. Man, look at this, man. Ăsta e AWP-ul. Bă, dar joacă ăsta cu AWP-ul ăla, să-mi bat piciorul. Hai, frate, nu să ne întâlnim. Hai să o dăm, frate. Ce ai făcut, prietene? Ce ai făcut, zici mi? Fix acum în timpul episodului. Deci fix acum în timpul episodului, după runda asta o să fac un moment de la pentru YouTube. Și probabil, bine, voi o să vedeți momentul înainte să apară episodul, dar știți voi acolo pe telefon e ca un fel de story și la YouTube. Și am văzut că mulți vă uitați la story-urile alea, adică am avut și story-uri cu 5.000 de vizualizări și am zis să pun cam majoritatea chestiilor și chestii din viața personală și din episoade, tăcă să le pun acolo la story.
Dacă tot vă uitați atâta, atâția, dar stați un pic să văd unde sunt cel... Ah, e aici, omul. Where are you, man? Ok, look at me, man, I'm very properly. Look at me, look at me, look at me, I'm going to untap. Easy. Oh, nice, 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 thank you, man, thank you, man. Zice, dar nu mai știu exact cum se zicea. În filmele alea de la Hollywood. Mama, cu aia au venit aici toți săranii, fente și le fac așa. Mama, ce one-tap, mama, ce one-tap, mama, ce one-tap. Hai că-și mie chiară ăsta, for 20 cheats, cum zic eu. Oh, for 20 cheats for the win, for 20 cheats. Nice, hai mă că nice le-am dat-o. Nice hacks, man. Thank you, man, nice, thank you. Really. Thank you, thank you. No problem. Zice că nice hacks, man, nice hacks. Zic eu, thank you, thank you. No problem. Mamă, cu aia, deci ce de echipă retardată am dat să-mi bat piciorul, bă. Vai, 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 ce echipă am să mor eu. Am moră tanțeta. Hai să vedem unde mergem. Where we are going? Ah, Biore, man, Biore. Chiar dacă nu-i cu becu aici. Cu ăsta și never mind. Let's go away to plant the bomb and then defuse it. Yeah! Yeah! Mama, handicapată, m-am coborât la mintea lui. Mă, ce bădă ăștia, Salah, par așa, frate, nu înțeleg ce naiba. One tap, one tap! Am zis. Nice. No, 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 no knife, man, no knife, chill, chill. We got money for M4 now. We can easy beat these guys. Chiar sper să nu-mi iau overwatch, pentru că chiar o scurios. Citul ăsta îl știu de foarte multă vreme. Îl știu de vreun an și ceva. Cred că de când m-am apucat eu de la început de Legit King, îl știu citul ăsta. Dar să știți că chiar mi-a plăcut. Am văzut pe YouTube și alea și chiar mi-a plăcut. Și de-aia am ales să fac ăsta. Mamă, mamă, ce bapă ăștia, frate. Deci îi rup pe oameni, n-au nicio șansă contra mea. Let's go take the hostages, man. Let's go take the hostages. Hai că-i dau smoke aici să nu vină. Bă, asta au mutat ăsta și frate, stai aici. Am uitat. Dar nu-i problemă că luăm pe ăsta. Dar păcat că mi-am luat defuse key, să-i dau defuse la host. Zice, mamă, vine ăsta aici, vine ăsta aici, să moară Gigi. Bă, 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 ce sunt enervat, ăla are hack, frate. Are hack omul, trebuie să fiu grijuliu, că poate îmi dă one tap aici. Easy. Nice, man. Vai cât de bulangiu m-am fost aici să mor eu. Vai, vai, vai cât de obvious am jucat, frate. Nu, nu, mi-am luat M4 din greșeală. Vai, de ce mi-am luat M4? Vreau să fac asta. Mamă, mi-am luat M4 ca ultimul prost. Vai de capul meu, mamă, mamă, mai știu să joc. Am emoții, nu știu ce am, frate. De vreme, în ultima vreme și nu știu de ce. Adică în timpul școlii, când mă trezesc dimineața sorry, man, sorry. Sorry, man, sorry. Deci în fiecare dimineață când mă trezesc pentru școală super obosit. Dar în weekend când mă trezesc îți plin de energie, frate. Deci dimineața când mă trezesc, sară pe scaun, editez video. În ultima vreme mi-am făcut un obicei să filmez episodul seara și să-l editez dimineața. Deci vă dați seama și voi că e mare schema aici. Hai să vedem unde mergem. Where are we going, guys? Where are we going? I am going long. Yes. Really long. Really? Omul ăsta e nebun, să-mi bat piciorul. I am going to Zeus, your ass. Bro, look at this dude, man. Hai că vreau să dau un one-tap. Un one-tap. Nice. Asta mi-a dat cu Zeus. Cu aia mi-a dispărut oalul. Deci, ce-a fost gafa aia? Ce-a fost gafa aia acolo de mi-a dispărut wallhack-ul? Nu mi-a plăcut aia deloc, să știți. Ăsta se învârte cu aia. Ăsta se învârte cumva. Deci ăla se învârtea cumva și eu l-am bătut. Deci ăla se învârtea cumva și eu l-am bătut. Excuse me. Ok, never mind. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de CSGO. Nu uitați să apăsați pe butonul de like. Notele mele pentru acest cheat sunt așa. Pentru aimbot o să-i dau 6 din 10, pentru că e un aimbot decent pentru un cheat gratis, dar sincer n-ar strica să-l îmbunătățească un pic, pentru că prea sare ținta și cu smut-ul 80, ținta încă sare foarte nasol și trepidează când tragi. La wallhack o să-i dau nota 7 din 10, pentru că nu oferă toate detaliile, de exemplu ar putea să zică și câtă viață are sau măcar după culoare, gen să-i dea culoarea roșie la cutia aceea dacă are low HP sau chestii astea, v-ați prins voi, mă rog. Și cam atâta, pentru că cam atât are citul. Ăsta e meniul de la HQ, meniu foarte simplu, nu are nu știu ce, dar cam asta este nota mea. Un total s-ar face media 6.50 pentru ecosta, fraților. Securitatea încă nu știu, o să-i dau notă după ceva timp, având în vedere că am jucat 4 ore și încă n-am luat ban, mă rog, 2 ore. Cu meciul ăsta s-ar face aproape 3 ore, 2 ore jumate, cam așa. N-am ce notă să-i dau pe securitate,
dar v-am spus, 6,5 din 10 a citit ăsta. Ne vedem, dar mă rog, 6 din 10, 6,5 din 10 pentru un cheat gratis. Că dacă l-aș pune la comparație cu Unity sau cu un alt hack premium, vă dați seama că n-ar face nici 4 pe lângă ce ar face celelalte. Mă rog, sper că v-a plăcut acest episod și noi ne vedem data viitoare. Salut!